Bună dimineața, Amalia! Bună dimineața! Hai cu berbecul! Să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, încă de dimineață, tu ești cel care face primul pas către prietenii tăi. Planurile tale de viitor alături de partenerul de viață par să fie mai ușor de materializat, simțind că ai forța necesară să le pui în practică. Taur, se anunță o zi cu multă concentrare în zona socioprofesională, având ocazia să te desfășori în voie. Totuși, încearcă să-ți temperezi sobrietatea și să ai o atitudine mai destinsă. Dirijează-ți energia către proiecte deja începute pentru a identifica punctele slabe. Gemeni, dispoziția ta astăzi este mult prea degajată ca să faci față unor activități sau studii care necesită concentrare. Deci, mai bine fructifică ziua interacționând cu oameni cât mai diferiți. Nu este exclus ca o veche dragoste să-ți iasă cumva în cale și să te tenteze să-i acorzi o nouă șansă. Rac, azi nu-ți este tocmai ușor să-ți arăți sentimentele sau să vorbești despre ceea ce te preocupă. Acest lucru nu te va împiedica totuși să te bucuri de momente plăcute de intimitate, mai ales de dimineață. În plus, ai ocazia să experimentezi apropierea de persoana iubită într-o manieră naturală. Leu, atmosfera de cuplu destinde astăzi începutul zilei. Ești dispus să faci primul pas în realizarea nevoilor partenerului. Dacă simți că este momentul unor discuții serioase, încearcă în prima jumătate a zilei, fiindcă mai târziu nu sunt șanse de a concluziona ceva. Fecioară, ai energie din plin să te bucuri de treburile de la serviciu. Planurile de viitor care implică partenerul trebuie mai atent analizate. Încearcă o procedură mai non-conformistă pentru relaxarea trupului și a minții. Balanță, astăzi este indicat să te axezi pe relațiile cu cei dragi sau prietenii apropiați. Cum ești dornic de a încerca senzații inedite, fă-ți timp pentru o ieșire în oraș. Fiind bine documentat, poți depăși lejer responsabilitățile cotidiene. Scorpion, casa și familia rămân și astăzi în centrul atenției tale, iar activitățile care implică pe cei apropiați par să decurgă armonios. Însă, în interiorul tău, faci un prea mare efort ca să impui respect. Dirijează-ți energia către activități ce țin de organizarea creativă a spațiului personal. Săgetător, cam greu să stai locului astăzi. Se deschid diverse drumuri către activități în care să mai experimentezi ceva. Și cum ești primul care începe orice subiect de discuție, vei fi apreciat în cercul tău social pentru dispoziția ta degajată. Ai încredere în convingerile tale interioare. Capricorn, sectorul financiar te preocupă în mare măsură, dar în același timp e greu să reziști tentației de a cumpăra ceva nou. Simți că îți poți mobiliza toate resursele pentru a face impresie unei persoane cu autoritate, fiind intens preocupat de perspectiva de viitor. Vărsător, ai toate șansele să fii apreciat pentru abilitățile tale relaționale, pentru maniera prietenoasă cu care interacționezi cu cei din jur. Cu toate acestea, ești implicat din punct de vedere emoțional referitor la șansele de reușită privind cariera. Prefer să-ți direcționezi energia către subiecte ce țin de dezvoltarea ta personală. Pești, deși ești încrezător în relația ta cu persoana iubită, totuși preferi să te bucuri de intimitate într-o atmosferă cât mai retrasă de văzul lumii. De asemenea, inspirația îți poate aduce din senin idei valoroase, mai ales dacă activezi în zona artistică. Vă pup cu drag, ne revedem în partea a doua a emisiunii. Văzut că s-a necat. Doamne, pe...